încredere, da? Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Foarte bine, ridicăm genunchii. Și respirația cum se face? Pe efort, când ridic. Deci pe efort dăm aerul afară, da? Foarte bine. Peste 60% dintre români nu practică sport, iar 18% fac mișcare foarte rar. Mai puțin de 1 din 10 români practică ciclismul în notul face un sport frecvent sau merge la sală. Chiar dacă cifrele sunt în creștere de la an la an, este un drum lung, dar este potențial fantastic de dezvoltare. La un moment dat, acum vreo 3 ani, luasem ceva în greutate, m-am speriat așa un pic să zic, mi se părea că îmbătrânesc prematur. La momentul respectiv, te-a speriat un pic situația în care ai ajuns și ai zis că hai să fac ceva cu viața mea, da. Și să mă duc la sală. Da, am dat vreo 4-5 kg jos, nu eram mulțumit, mă simțeam epuizat, am cerut câteva sfaturi colo-colo la un instructor, doi, nu aveam, să zic așa, buget să-mi permit un instructor de fitness personal și atunci am îndrăznit cumva să băia să mă specializez pentru mine. Andrei s-a apucat de sport de nevoie, dar nu s-a rezumat doar la a merge la sală, ci a făcut cursurile de instructor de fitness pentru a înțelege mai bine exercițiile, dar și pentru a-i ajuta pe cei din jurul lui. Cum a fost experiența? Ce ai învățat? Am învățat să mă antrenez corect, am învățat și partea de nutriție, am terminat și cursul de nutriție. Am format așa un stil de viață, 3-4 zile pe săptămână sunt la sală, o oră, două sunt mereu. Pot să spun că am reușit și am adus-o și pe mama la sală. Ea este primul meu elev, ca să zic așa, de un an de zile. La sală l-a cunoscut pe Iulian Dinu, cel de la care a învățat cum să se descurce în această direcție. Iulian, cel care deține școala de fitness urmată de Andrei, este exemplul concret de tânăr pentru care sportul este și pasiune, dar și afacere. Tu te-ai apucat de sport în copilărie dintr-o nevoie, pentru că ai copilărit într-un cartier unde era violență mai mare și aveai nevoie să te protejezi. Am făcut 4 ani de liceu în Rahova și la un liceu foarte, foarte cunoscut, dar ce pot să zic, am ieșit nepătat. Nepătat. Zona era în perioada copilăriei tale și adolescenței, nu era o zonă foarte liniștită. Eu făceam practic sport ca să mă simt bine și în același timp a trebuit să fac sport ca să mă și apăr. Niciodată n-am fost să mă duc să provoc pe cineva, ci din contră, dacă am fost provocat, a trebuit tot să mă apăr, o să ripostez. Sport am făcut de mic. Am făcut kickbox, taekwondo, judo. Am trecut un pic și prin sporturile de echipă, fotbal și basket, dar practic sportul propriu zis în sala de fitness am început undeva în clasa 10-a, mergând cu niște prieteni, iar în clasa 12-a deja am făcut primul curs de instructor ca să încep practic această meserie. De fapt asta te-a motivat, pentru că acei prieteni ei m-au motivat, te încurajau să îi ajuți. Ei m-au încurajat. Da, ei m-au încurajat, ei m-au împins de la spate să merg să fac acest lucru, tocmai în perspectiva în care să evităm accidentările, să știm concret cum să ne antrenăm, cum să lucrăm și să avem rezultat. Ai făcut un curs de fitness la Iași. Tu ești din București. De ce la Iași? Am ales la Iași tocmai în perspectiva în care a fost un cantonament undeva, cred că între 7 și 10 zile, în care am trecut prin toate materiile necesare, vorbind aici de anatomie, biomecanică, teoria mișcării, antrenament sportiv, dozarea efortului și partea de recuperare. În cei 3 ani de facultate am făcut numeroase cursuri de specializare în domeniul fitness, nutriție, aerobic. La un moment dat ai făcut o schimbare și te-ai gândit că poate n-ar fi bine să te duci doar pe sport. Te-ai dus pe management. Am decis să fac și un master pe managementul sanitar, deoarece factorul decizional a fost ca și chimioterapeut aș putea să lucrez și într-un spital. După acest master, practic, am decis să deschidem și școala de fitness, pe care formăm antrenori personali în toată țara. Întotdeauna a fost omul care a dorit să învețe din ce în ce mai mult și atunci a investit foarte mult în el și a participat la foarte multe cursuri și workshop-uri, training-uri. Primii bani în viața ta, cum ai făcut? Primii bani am făcut la 18 ani, când am început să antrenez, practic, prieteni, cunoscuți. De aici, practic, am văzut că este o meserie frumoasă și bănoasă și m-am dezvoltat. Ai primit și susținere financiară din partea familiei? Nu, business-ul, practic, l-am dezvoltat pas cu pas pe fonduri proprii. Iar cei 50.000 de euro de la început? I-am dezvoltat, practic, din meseria de antrenor personal pe care am desfășurat-o
timp de 6 ani până în momentul în care am deschis școală. Practic am prins în ghilimele, să zic, și trenul, al trendului acesta către dezvoltarea planului de fitness din România și practic ăsta a fost un beneficiu și un noroc, să zic, al meu. Prima echipă a fost formată din Iulian și trei formatori pe care, cu care a colaborat. Eu sunt formator în cadrul Fitness Education School. Am zis că împreună vom putea duce standardele fitnessului un pic mai sus. Majoritatea dintre voi ați terminat examenul scris, urmează proba practică, deci teoretic sunteți aproape instructori. Da? Aș vrea să fiți instructori buni, nu doar instructori cu numere și cu diplomă. Da? Pentru că, până la urmă, diploma este o foaie. Ce faci tu cu clientul este ceea ce contează cel mai mult. Am făcut cursul aici, m-am perfecționat aici, am făcut cursul de nutriționist tot aici, level 2 în fitness tot aici. Practic, pot să spun că am terminat toate cursurile. Școala de fitness a crescut rapid și s-a extins în întreaga țară. Am o cerere. Am început întrebările. Bună ziua, dar la Oradea când ține curs, la Cluj-Napoca când ține curs, la Timișoara când ajungeți, pe la Iași când mai veniți și pe la noi. Cursanți sunt mulți? În cei 5 ani de zile am format undeva la peste 2500 de instructori de fitness, tehnicieni, nutriționiști și instructori aerobici în toate cele 13 orașe. Tu te ocupi de partea de extindere. Ai dus firma mai departe în țară? În afară de București, am început în Oradea, deși sună că ar fi un oraș destul de departe și de mic. Este foarte, foarte dezvoltat din punct de vedere al acestui domeniu de fitness. După Oradea a urmat Cluj, unde, după cum știm, este un centru universitar destul de mare. Sunt la fel foarte mulți tineri și atunci piața de desfacere a fost destul de mare pentru noi. Am continuat cu Brașov, cu Iași, în momentul de față avem și în Târgu Mureș, în Timișoara, Arad, Ploiești, Sibiu, Hunedoara, Constanța. Tu unde te poziționezi cu școala ta? Ca să fiu modest, o să zic locul 2. Într-o astfel de afacere, echipa este foarte importantă și ce oameni alegi să fie mai departe trainer, să fie instructor, să fie oamenii care să fie în fața clienților. Avem de la campion balcanici, campion mondial, campion național, toți au performanțe în acest domeniu. Ce fel de cursuri ții tu pentru cei care sunt aici? Cursuri de instructor de fitness și antrenor personal. Și abdomenul? Încordat. Încordat. Și respirația? Bun, adică de fiecare dată când ridic un genunchi, expir. Exact. Pe celălalt expir. Exact. Ești unul dintre primii instructori din România de fitness din 96. În 97 am început eu antrenamentele pentru mine. Iar tu ai reușit în viață pentru că ai obținut și niște rezultate extraordinare din sport. Așa este, ești așa este. Campion? Sunt campion național la fitness de 10 ori, la culturist clasic odată și la perechi odată. Am reușit cu puțină perseverență să fiu și campion balcanic de 4 ori la fitness. Performanță pot face mai mulți. Dar este mult mai greu să exprimi modul prin care tu ai făcut acea performanță și nu numai atât, să înveți pe ceilalți cum să ajungă la performanța aceea. Dacă este un tip gras, începător mai ales, îl pun la genuflexiuni cu bara în spate, dacă îți dezvolte coapte, în loc să-l pun să facă cât mai mult exercițiu aerob ca să dea grăsime în jos, deja am o greșeală. Da? Dacă este o fată minionă, care e, da? Nu o să pun la fel să fac exerciții cu greutăți foarte mari ca să stimulez dezvoltarea masei musculare, ci o să pun la exerciții aerobe care să tonifice în același timp și să piardă din tăsutul adipos. Deci ideea este să slăbim cât mai sănătos. Înainte de a lucra aici, ai fost clientul lui Iulian. În urmă cu aproape 2 ani de zile, am decis că trebuie să fac o schimbare în viața mea în ceea ce privește sănătatea și stilul de viață. Ajunsesem la o greutate destul de mare și deja eram prea obosită, nu mai reușeam să continui activitățile de zi cu zi și am decis că e timpul să fac o schimbare. Am reușit să slăbesc undeva la vreo 30 de kilograme de când fac sport cu Iulian, pentru că mi-a schimbat complet stilul de viață. A lucrat foarte mult pe partea de psihologie, pe psihic. De ce e important să faci mișcare? Este importantă, primul rând, pentru sănătate, pentru creier, să fii relaxat după zi de muncă, să poți practic să combați probleme medicale. Fiecare persoană o antrenăm diferit. Nu văd acest lucru în sale de fitness, mergând în foarte multe sale de fitness de la o zi la alta, nu văd antrenamente personalizate, văd antrenamente generale
care se potrivesc așa, în mare, tuturor. Însă nu sunt atent personalizate. Și asta încercăm să punem noi aici în valoare la școala de fitness. Să învățăm fiecare cursant cum să pregătească un client pentru ceea ce are el nevoie. Nu pentru cum ar vrea cursantul să arate, ci pentru cum ar vrea clientul să arate. E un trend în ultimii ani să ai antrenor personal de fitness, să te duci la sală să ocupe cineva de tine. Cum arată piața în România acum? Sunt undeva la 20.000 de antrenori în toată țara. Oamenii vin să facă aceste cursuri și pentru dezvoltare personală, vin ca să și își găsească un loc de muncă sau lucrau deja ca antrenor și au venit să se certifice să lucreze într-un cadru organizat sau vin să facă acest curs pentru a pleca în afară, să lucreze pe un vas de croazieră sau să lucreze în săli mari de fitness din afara țării. Câștigul unui antrenor personal de fitness ajunge la peste 1200 de euro lunar. Suma crește odată cu un număr mai mare de clienți. Un antrenor personal poate percepe între 200 și 800 de lei lunar pentru fiecare client. Este și motivul pentru care mulți instructori aleg să profeseze pe cont propriu. E o afacere de viitor. Cât timp va fi foarte multă mâncare pe piață, fitness-ul va lua amploare. Piața de fitness a urcat de la 250 de milioane de euro la nivel național în 2015 la peste 400 de milioane de euro în 2019. Abdomenul nu trebuie să fie în gând, da? Ok. Spatele să nu fie cam rar. Abdomenul în gând, da? Nu trebuie să fie cam rar. Gâna la pară trebuie să fie dreaptă. Un antrenor personal nu este doar un antrenor personal. El are mai multe posibilități. Se poate angaja la o sală și atunci se numește angajat sau poate lucra pe cont propriu și atunci devine antreprenor. Și atunci de aici au pornit și întrebările. Dar cum pot să fac asta? Cum pot să ajung să fac bani? Că până la urmă asta vrea toată lumea. Cum pot să, poate să ajung să am o echipă de oameni, să-mi deschid o sală și așa mai departe. De aici a venit ideea? De aici a venit să ideea. Să facem o școală de afaceri, exact. De business. Exact. Iulian a simțit din nou nevoia din piață. Așa a pus pe picioare și o școală de business. Școala de business, cum se traduce ea în cursurile pe care le faceți? Ce fel de curs? Noi facem cursuri pentru oamenii care au experiență între 0 și 3 ani. Iar printre cursanți sunt în special clienții de la fitness, care fie vor să pornească o afacere în domeniu, fie încearcă antreprenoriatul pe noi nișe. Ai ajuns antreprenor. În ultima perioadă ai pornit și o afacere de familie, pe care vrei să o extinzi cumva. Da. Te-ai gândit să vii la cursuri de antreprenoriat. Da. De ce ai nevoie de cursuri de antreprenoriat? Tot timpul avem nevoie, avem de învățat. Am început ca toți oamenii angajat. Nu m-am simțit ok în postura. Poate n-am avut un noroc, nu se știe niciodată. Poate n-am avut un noroc, cine știe. M-am simțit exploatat, nu eram mulțumit de salariu, de program. Și am zis, no, ușor, ușor, crescând, să zic așa, frustrarea asta, am zis, trebuie să fac ceva, astfel încât să cumva să-mi depășesc condiția. Să încerc să am programul meu, să fac banii mei. A început o afacere cu fructe și păsări din grădină, pe care vrea să o dezvolte pentru a intra cu produsele mai puternic pe piață. Ai nevoie de niște cunoștințe ca să poți să-ți dezvolți orice afacere. Să știi să te promovezi, să știi să îți alegi clienții, să te poziționezi pe piață, să îți expui valorile cât mai bine. Tu, ca antreprenor, practic răspunzi și de angajații tăi și de colaboratorii tăi și de proiectele tale în sine. Răspunzi și cu bani și cu timp și cu idei și cu nopți nedormite. Ce fel de cursuri faceți voi aici? Avem cursuri de antreprenoriat, cursuri de coaching. Avem și cursuri de marketing manager și cursuri de marketing online, pentru că așa cum știm cu toții, promovarea în mediul online în momentul de față este cea mai importantă și îți aduce cei mai mulți clienți. Avem și cursuri de PR, pentru că iarăși imaginea este foarte importantă. Și avem și workshop-uri specializate tot pe partea aceasta de cum să-ți îmbunătățești reclama online. Asta și că am vrea să învăț. Cum să fac să atrag oamenii și cum să fac ca oamenii să lucreze de plăcere, să nu se simtă exploatați.